Incident în satul mare, mai mulți polițiști au fost atacați de un individ recalcitrant. Unul dintre ofițeri a fost nevoit să scoată pistolul pentru a-l potoli pe bărbat. Totul a pornit după ce un taximetrist a sunat la 112 și a anunțat că a fost agresat de acesta. Incidentul a avut loc pe bulevardul Lucian Blaga din municipiul Satu Mare. Taximetristul le-a cerut clienților să-și pună masca de protecție, iar aceștia au refuzat. Unul dintre ei, în vârstă de 32 de ani, a devenit agresiv. Polițiștii au ajuns la fața locului în doar câteva minute, moment în care agresorul a sărit și la ei. I-a rupt uniforma unuia dintre polițiști și a continuat cu amenințări și cuvinte jignitoare. Unul dintre polițiști a fost nevoit să scoată pistolul când a văzut că individul devenea tot mai violent. Într-un final, oamenii legii au reușit să să-l încătușeze pe individ. Acesta din urmă s-a ales cu dosar penal pentru ultraj.